sunt prea agitat, prea iritat și și nervos și cred că și dezamăgit. Eu nu am spus că nu vreau să fiu cu o persoană ca tine. Am auzit exact ce ai spus. Nu ai fost în context, sunt sigură. Și nu am spus nicio clipă că vreau să opresc cunoașterea sau că tu nu ești persoana pentru ai mine. Ai spus. Te rog frumos, încheie conversația. Nu, pentru că nu este... Nu, vreau să închei. Dacă mă respect, vreau să închei conversația asta. Ca să nu... Și dacă tu mă respecti pe mine, m-a spus pentru că nu... Pentru că nu-mi place că tot învârți lucrurile. Ba nu înțelegi limba, ba nu e scos din context, ba e altfel. Nu e altfel, că am auzit exact cu urechile mele și am și văzut. Lasă-mă cu poveștile tale de 2 lei, că... Măcar susține ce vorbești tu, femeie bună. Măcar nu am spus nimic diferit din ceea ce am spus. Susține ce vorbești, măcar asta să susții ce vorbești, nu să-mi o tot învârți mie, că nu ne-am trezit. Nu ți-am vorbit să nu ne-am trezit fraier ieri, ca să mă învârți pe mine pe toate poveștile. Măcar vezi de treaba ta și ți-am zis, dacă mă respecti, măcar încheie subiectul ăsta. Și nu am cum să încheie un subiect care nu înțelegi greșit. O dai altfel cu mine, nu așa, că vezi că n-am zis nu știu cum, că eu te-am auzit și te-au auzit și oamenii ăștia. Am spus, dar referitor la faptul, dacă tu ai fi așa, nu ai fi persoana pentru mine, da?